Bun găsit, dragilor, Casa Iubirii e Thunder, iar Robert face ce face și tot la Mihaela se întoarce. Așa a fost și într-o ediție recentă a emisiunii Casa Iubirii, când deși nu era deloc vorba despre ei doi, Robert a adus din nou a mia oară vorba despre el și Mihaela. Subiectul este deja exasperant atât pentru cei din Casa Iubirii cât și pentru cei de acasă, care parcă s-au cam săturat să audă aceleași lucruri spuse de mii și mii și mii de ori. O întrebare se pune totuși în acest context. De ce Robert ține neapărat să aducă vorba despre el și Mihaela? Potrivit unor surse din Casa Iubirii, aici sunt două variante și să vedem ce ne-a spus sursa. Robert tot face referire la el și Mihaela să rămână oarecum în atenția publicului cu ceva ce a avut impact în trecut, iar asta cu siguranță a avut. Greu de zis dacă acesta o mai vrea pe Mihaela și nu știe cum să o spună sau doar își face jocurile pe spatele ei, iar fata suportă consecințele. Sigur vă spun că mulți din casă s-au cam săturat să audă aceleași povestiri și de asta și reacționează când începe el să aducă vorba iar și iar de el și Mihaela. Pe de altă parte, se vede clar că Mihaela suferă și nu-i fac bine deloc astfel de discuții, dar este ciudat că Robert nu are deloc milă, nu încetează să-i răsucească cuțitul rana, ne-a spus sursa. Reamintim că Mihaela a spus recent că frica ei cea mai mare s-a adeverit. După ce i s-a spus de nenumărate ori că Robert stă cu ea doar pentru emisiune, concurenta a cedat și, în lacrimi, susținea că s-a convins de acest lucru într-un final, chiar dacă e prea târziu și acum are de pătimit. Mai mult, Mihaela susținea că admiratorii ei i-au trimis mai multe dovezi, dar arată că Robert nu a vrut să formeze un cuplu cu ea pentru că o plăcea, pentru a avea un mare avantaj în ceea ce privește câștigarea emisiunii. Cert este că între Robert și Mihaela ori se lasă din nou cu dragoste, ori aceștia ajung mari dușmani la Casa Iubirii. Interesant este ce are de gând să facă Robert cu aceste lucruri pe care el continuă să le aducă iar și iar în fața telespectatorilor și ce carte urmează să joace Mihaela.